Ei aveau o speranță, aveau o nădejde în Domnul Iisus Hristos, aveau o bucurie că Domnul Iisus Hristos era printre ei, dar de data asta ei, mirați de cele întâmplate în Ierusalim, mirați de faptul că Domnul Iisus Hristos murise și apoi unele dintre femei ziceau că a înviat și nu mai este în mormânt și că Petru s-a dus și a văzut mormântul gol. Acum, mirați de toate astea, discută între ei. Și vorbele pe care le au, discuția pe care o au, e despre unul singur. Dumnezeu, Domnul Iisus. Și m-am uitat puțin la acești doi ucenici. Și tare mult am observat că ne asemănăm cu acești doi ucenici ai Domnului. E adevărat că suntem pe calea Domnului de un timp foarte îndelungat unii dintre noi. Alții mai devreme, alții mai de demult ne-au predat. E adevărat că întâmpinăm fel și fel de probleme, fel și fel de necazuri, cum aminteau și frații mei. Dar peste toate adevărurile acestea, mai există un adevăr care nu se va șterge niciodată. Adevărul este că Iisus Hristos Domnul e viu cu adevărat. Aleluia! E adevărat că plângem mult datorită problemelor care le avem. E adevărat că ne dorim ca doctorii să nu zică diagnosticuri grave, grele în dreptul nostru. Ne-am dorit ca doctorii să nu zică nimic în dreptul nostru. E adevărat că diagnosticuri și verdicte vin fel și fel în dreptul nostru. Dar după cum toate aceste lucruri sunt adevărate, e adevărat și următorul fapt, că Dumnezeu e de partea noastră. Câți mai credeți că Dumnezeu e de partea noastră? E de partea noastră Dumnezeu. Și dacă ne confruntăm cu toate adevărurile acestea despre care v-am spus, suntem siguri de un adevăr foarte puternic. Că Iisus Hristos e Domnul nostru. Știți că spunea la un moment dat Domnul Iisus că El este adevărul? Aminteau frații mei și citeau, dacă nu mă înșel, n-am venit de la început, dar cred că spunea de îmbărbătarea ucenicilor. Acolo în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Domnul Iisus Hristos a observat un lucru în inima ucenicilor. Ce anume? Oamenii aceștia au început să se tulbure, să fie întristați, să fie împovărați de faptul că Domnul Iisus Hristos le spunea că vine o zi când va trebui să moară. Și oamenii aceștia s-au întristat, s-au împovărat. Dar Domnul Iisus Hristos a fost atent la ce se întâmplă în inima lor și vreau să te asigur de ceva. Să știi că Domnul Iisus Hristos e atent cu ce se întâmplă în casa ta. E atent cu ce se întâmplă în inima ta. Să nu crezi că ești singur. Să nu crezi că ești părăsit sau părăsită. Domnul Iisus Hristos e atent la orice mic detaliu din viața ta. Orice lucru neînsemnat care ți se pare ție că Dumnezeu nu e acolo, să știi că Dumnezeu e chiar acolo. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Și Domnul Iisus Hristos, fiind atent la ce se întâmplă în inima lor, începe să le spune ceva. Și prin cuvintele Lui le spunea cumva lor să îi îmbărbăteze, să le îmbărbăteze inima și spunea, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc special pentru voi să vă pregătesc un loc pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Slăviți să fie numele Domnului. Asta e dragostea Lui pentru oameni. Asta e dorința Lui pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ucenic tulburat, pentru fiecare persoană tulburată, înfrământată, întristată, dezorientată, debusolată. Asta e dorința Domnului Iisus Hristos, care să-i facă pe oameni conștienți că Dumnezeu, că Domnul Iisus pregătește un loc pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și Domnul Iisus Hristos, fiind foarte atent la acest detaliu, a început să le spune multe lucruri în care inima lor s-a îmbărbătat. Dar după câteva zile, să zic, câteva momente din viața lor, apare momentul când Domnul Iisus moare. Nu intru foarte mult în detalii, timpul este foarte înaintat, dar am vrut să ajung la momentul acesta că Domnul Iisus Hristos e atent la fiecare detaliu din viața ta.
Dacă tu nu ești atent la detaliile din viața ta, dacă tu nu ești atent la ce se întâmplă în viața ta, în inima ta, și îl trădezi pe Domnul, e problema ta. Dar El e atent la tot ce se întâmplă cu tine. Și uitați-vă la acești oameni. Foarte bucuroși că au pe cineva care îi reprezintă și pe ei. Și spunea fratele meu Florin despre faptul că nu venim înaintea unui primar, înaintea unui președinte de țară. Nu ne reprezintă cineva din lumea asta. Și ei, foarte bucuroși că pe ei, în lumea de atunci, în zilele de atunci, îi reprezenta cine? Domnul domnilor. Împăratul împăraților. Se bucurau. Se mândreau cu ei. Dacă se duceau pe undeva și oamenii priveau de departe, ei ziceau cumva, eu sunt în echipa Domnului. Eu sunt în echipa asta de frați. Eu sunt cu Domnul Iisus Hristos. Și asta era bucuria lor. Pentru că cineva important, cineva sfânt, îi reprezenta în lumea asta. Și s-au dus o grămadă de timp în felul acesta. Bucuroși că Domnul Iisus îi reprezenta. Dar după cum bine știți, a venit momentul când Domnul Iisus Hristos a murit. Știți ce s-a întâmplat în momentul acela în inima lor? Imaginați-vă un moment că aici, în adunare, e lumină. Și dacă cineva ar opri curentul și s-ar face întuneric deodată, nu am intrat în panică puțin, poate copiii ar țipa, poate unii ne-am speriat, pentru că se ia curentul și nu mai vezi nimic. Imaginați-vă că pentru ei, în momentul când Domnul Iisus Hristos a murit, l-au depozitat într-un mormânt, pentru ei, practic, s-a stins lumina. Pentru ei s-a luat curentul. Și au fost triști, și au fost debusolați, și au fost dezorientați, și am ajuns la cuvântul citit, la acești doi ucenici, care mergeau pe un drum, de data asta, nu mai fiind bucuroși. De data asta fiind triști, pentru că cel care îi reprezenta nu mai era printre ei. Și merg oamenii aceștia pe drumul acesta. Discută între ei, vorbesc între ei. La un moment dat apare Domnul Iisus Hristos lângă ei, se alătură lor, în călătoria lor. Oamenii aceștia, Biblia spune despre ei că nu cunoșteau, nu știau că Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ei. Nu-L cunoștea de data asta. Mi-am pus întrebarea. De ce Domnul Iisus Hristos a ales să se ducă la acești doi ucenici care mergeau pe drumul acesta? V-ați gândit la asta? De ce nu s-a dus întâi la Petru? De ce nu s-a dus Domnul Iisus la Petru care avea o durere în inimă? Inima lui plângea. Pentru că omul ăsta, înainte să moară Domnul Iisus, se lepădase de Domnul. Îl trădase pe Domnul. Și omul ăsta s-a dus la mormânt să vadă ce spuneau femeile, dacă este așa sau nu este așa. Și a văzut mormântul gol. De ce Domnul Iisus nu s-a dus la el? Să-l liniștească, să-i spune, Petrule, stai liniștit. Petrule, te-am iertat. Petrule, te binecuvânt. De ce nu s-a dus la el? Și de ce Domnul Iisus Hristos alege să se ducă după doi oameni, doi ucenici de-ai lui, care merg într-un sat? V-ați pus întrebarea asta? Eu mi-am pus întrebarea asta și am găsit un răspuns la întrebarea asta. Și m-am gândit că Domnul Iisus Hristos, în momentele cele mai grele din viața ta, când nu știi ce să faci, când nu mai ai orientare, niciodată Domnul Iisus nu te lasă să te pierzi în lumea asta. Putea să se ducă Domnul la alții, dar El a ales să se ducă la doi. Doi din ucenici. Și în pasajul acesta, cred că foarte bine știți, îl cunoașteți cu toții, era după învierea Domnului și Domnul se alătură lor și merge cu ei pe drum. Și la un moment dat, oamenii aceștia îi spun lui, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Israel, în Ierusalim, zilele astea?
cum l-au luat pe Domnul nostru, pe bucuria noastră, pe Cel care ne-a adus speranță, pe Cel care ne-a dat pâine în pustie, pe Cel care a înviat morți, pe Cel care a făcut vindecări, semne, minuni, pe Cel care a curățit pe leproși de bolile lor, de leprele lor, pe Cel care a fost mare și puternic, un proroc printre noi. Tu ești singurul care nu știu ce s-a întâmplat cu El, cum preoții noștri, oamenii noștri l-au dat la moarte, l-au pus într-un mormânt. Ui, ba încă niște femei de ale noastre spuneau ei, ne-au pus în uimire spunând că a înviat, nu mai este în mormânt. Tu ești singurul care nu știi ce se întâmplă? Tu nu știi ce s-a întâmplat? Și povesteau acum străinului, care de fapt era Domnul Iisus Hristos. Și Biblia spune că când s-au apropiat de locul unde mergeau, Domnul Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe. Și ei, spune cuvântul Domnului, nu o să citesc, dar sigur știți asta, ei, spune Biblia, au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară. Dați-vă în această seară Domnul Iisus să rămână și cu noi. Amin. Dar voi ați vrea să rămâneți cu El. Amin. Păi și dacă vin valuri, mai rămâneți cu El. Amin. Păi și dacă bate vântul din stânga, din dreapta, din față, din spate, mai rămâi cu El. Amin. Spuneau ei la un moment dat, după ce au intrat în casă și au stat la frângerea pâinii, au mai zis lucrul acesta și îl spun și în seara asta și încerc să mă limitez foarte mult. La un moment dat ajung în casă și imaginați-vă puțin scena asta. Ei ajung într-un loc. Domnul Iisus Hristos e invitatul lor. Dacă înviți pe cineva la tine în casă, cine face onorurile? Nu tu, ca gazdă, tai pâinea, oferi un pahar de apă, sau ce mai pui tu pe masă? Nu tu, ca gazdă? Și uitați-vă ce se întâmplă în locul unde ajunge Domnul Iisus cu acești doi ucenici. La frângerea pâinii, spune Biblia, Domnul Iisus Hristos, ca să se arată încă o dată că-i stăpân peste toate, ia pâinea El. Frânge pâinea, le-o dă și în momentul acela, când El își dovedește încă o dată supremația de stăpân, în momentul acela la frângerea pâinii, ochii lor se deschid. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și de data aceasta, oamenii aceștia rămân uimiți și spun, o, lângă noi, cu noi, a călătorit Iisus. Și au început să spună ei, nu ne ardea nouă inima noi când ne deschidea Scripturile, când ne vorbea din Scriptură, ne spunea atât de frumos despre toate, nu ne ardea nouă inima noi când ne spunea astea, o, Domnul a fost cu noi, e cu noi, a înviat Domnul cu adevărat. Și deodată oamenii aceștia spune Biblia un lucru foarte frumos, chiar în noaptea aceea. Imaginați-vă, fac aproape 12 km să ajungă la Emaus, și după ce realizează că Domnul Iisus Hristos e viu, a stat cu ei de vorbă, a stat la masă cu ei, a vorbit cu ei, după ce realizează toate aceste lucruri, nu mai contează drumul pe care îl trebuie să-l facă înapoi încă 12 km aproximativ. În noaptea aceea, spune Biblia, că s-au apucat la drum înapoi. Pentru că Domnul Iisus spunea că s-a făcut nevăzut din mijlocul lor și deodată au conștientizat că Iisus este viu cu adevărat. Și dacă este viu, ce au făcut? Au plecat înapoi spre Ierusalim să dea de veste fraților, să spune cu adevărat lui Petru că Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos e viu cu adevărat. Și ce spuneau femeile? E adevărat! Și aș întreba eu pe acești doi ucenici. Dar nu e obositor să te întorci înapoi să dai de veste că El e viu? Știți un cuvânt pentru slujitori? Dacă ai obosit să mai slujești, Domnul te va întrebi. Dacă spui că e greu acum, dacă spui că nu mai poți să faci ceva, vreau să spun că Iisus Hristos te poate ajuta să mai mergi mai departe. Se presupune că ar fi Luca și Cleopa, cei de ucenici. Și aș întreba personal dacă aș avea ocazia în seara asta. Luca, Cleopa, nu ți-e greu să mergi înapoi aproximativ 12 km doar să spui că Iisus e viu? Aleluia!
Nu ți-e greu să te întorci înapoi să mărturisești că Domnul Iisus Hristos a înviat? Nu ți-e greu? Și cred că mi-a răspunde Cleopa. Cred că mi-a răspunde Luca în seara asta și mi-a răspunde. Lui nu i-a fost greu să vină după mine. Lui nu i-a fost greu să vină după mine pe la Emaus. Nu i-a fost greu să vină la mine când am fost tulburat, încercat, terorizat. Nu i-a fost greu, a venit. Și mi-ar răspunde Cleopa Lunca și mi-ar spune, nici mie nu mi-e greu. Merg înapoi să spun că e viu. Merg înapoi să spun că e viu. Slăvit să fie numele Domnului. Nu mai contează cât o să parcurg. E noapte, Cleopa Lunca, e noapte, mergi înapoi. Slujitori ai Domnului. Vin momente în viață foarte grele când nu mai putem să mergem, nu mai putem să înaintăm, nu mai putem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Ne e greu să mai cântăm câteodată, ne e greu să mai predicăm câteodată, ne e greu fraților să mai facă slujire, slujbă în adunare câteodată. E greu pentru că noaptea, din punct de vedere spiritual, e foarte mare, e foarte puternică. Și ne obosim de atâtea ori. Vin momente în viața ta ca și credincios, ca și credincioasă, când crezi că nu mai ești din situația în care ești, când crezi că problema e foarte mare, întunericul e foarte puternic, noaptea e foarte puternică și nu mai putem. Dar în seara asta am o bucurie în inimă. Știți care? Că Iisus e viu. Iisus e viu. Iisus e viu. Iisus e viu și e cu noi aici. Asta e bucuria mea. Și dacă El e viu, după cum nu i-a lăsat pe Luca și Cleopa să fie așa dezorientați mai departe și să rămână pe la Emaus, nu știu ce să alegea de ei. Dacă rămâneau pe la Emaus, probabil se duceau și în alte locuri. Probabil se duceau și în alte cetăți, mai îndepărtate de Ierusalim. Mai îndepărtate de Harul lui Dumnezeu. Mai îndepărtate de prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu e așa? Când omul e tulburat, când omul e descurajat, când omul e deznădăjduit, Satan vine cu fel și fel de oferte pe care ți le pune în față și te duce tot mai departe de Domnul, tot mai departe de Domnul, tot mai departe de biserică, tot mai departe de rugăciune, tot mai departe de cuvânt, tot mai departe de cântare, te duce tot mai departe. Și când vrei să te mai întorci, spui, e prea departe, când mai ajung la Ierusalim? Avem momente de astea în viața noastră, în care credem că nu mai ieșim. Dar m-am minunat de faptul că Domnul Iisus Hristos a ales să se ducă la acești doi ucenici. Poate ești în seara asta unul dintre cei doi. Trist, tristă, descurajat, descurajată. Nu știi ce să mai crezi. Nu știi dacă să mai continui. Nu știi dacă să mai faci ceea ce faci acum. Poate ești unul dintre cei doi, Luca sau Cleopa. Vreau să crezi că în seara asta, pentru tine aici, n-am venit eu, n-am venit fratele meu, pentru tine aici, ca să te ridice, ca să-ți dea speranță, ca să-ți dea un viitor, spune Biblia. A venit Fiul lui Dumnezeu. A venit Iisus Hristos Domnul. Ce mai vrei? Ce să mai vrei? Dacă nu vine fratele, nu-i problemă. Dar dacă vine el, dacă nu vine o soră să-ți mai spune un cuvânt de îmbărbătare, nu-i problemă, deși ar trebui să o facă. Dar dacă vine el, ce mai vrei? A venit Domnul Iisus Hristos și încerc să mă opresc. Și le-a vorbit aceștior oameni, aceștior ucenici. Și cumva, cumva le spunea, prin plângerea pâinii care am făptuit atunci, le spunea cumva Domnul Iisus Hristos, eu sunt Domnul vostru, eu sunt stăpânul vostru, eu sunt bucuria voastră, eu sunt salvarea voastră, eu sunt izbăvirea voastră.
Ați crezut că eu voi fi izbăvirea voastră? Ați crezut că eu voi fi bucuria voastră? Ați crezut toate astea o grămadă de timp, un timp foarte îndelungat? Ați crezut toate astea? Speranțele vi s-au năruit când am murit. Speranțele vi s-au dus când am plecat dintre voi, de pe pământul celor vii. Dar știți ceva? Vreau să le spune Domnul Iisus. Eu sunt încă în viață pentru voi. Asta înseamnă că vă aduc speranță. Asta înseamnă că vă aduc nădejde. Asta înseamnă că vă aduc bucurie. Asta înseamnă că vă văd în fiecare moment al vostru. Deși sunteți tulburați, sunt gata să vă ajut să ieșiți din tulburare. Deși sunteți necăjiți de situațiile care le aveți, sunt gata să vă ajut să ieșiți din ele. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos a dus la ei. Și când au înțeles asta, s-au pornit la drum spre Ierusalim și au zis fraților lor, au zis: Domnul a înviat. Domnul a înviat. Și tare mult m-a uimit cuvântul Domnului și mă voi opri. Deși cuvântul Domnului e plin de exemple și cuvântul Domnului e bogat în a ne da cumva sfaturi și în a ne da speranță în Dumnezeu. Dar m-a uimit un lucru foarte frumos la ce a făcut Domnul Iisus. Nu-l poate face nimeni. Toți ucenicii stau închiși într-o cameră. Știți? Momentul acela. Toți închiși într-o cameră. Ascunși de frica iudeilor. Să nu pățească și ei ca și Domnul Iisus. Să fie luați și bătuți cu nuiele și poate chiar omorâți. Speriați de toate astea, se închid într-o casă. Într-o cameră de sus, spune Biblia. Și acolo, când se chinuiau cu gândurile, când se frământau, când nu știau ce să mai facă, când nu veneau lumină în tunelul în care intrase ei, când nu veneau scăparea, uitați-vă ce se întâmplă. Un lucru foarte frumos. Și tare mult mi-aș dori ca în seara asta, în adunare, aici la voi și la noi, peste tot, în adunările noastre, să se întâmplă lucrul ăsta. Când toți stau împreună, și asta zice ceva, în unitate Domnul se coboară. În unitate Domnul se prezintă. Și în momentul acela, când toți sunt împreună, cu toate că erau de frica iudeilor adunați împreună, dar au știut să rămână împreună, în mijlocul lor, apare Domnul. În mijlocul lor își face prezența Domnul Iisus Hristos. Nu intră pe ușă, pentru că ușa e închisă. Nu intră nici pe acoperiș, pentru că nu se face niciun deranj. Nu cade nicio cărămidă din tavan pe capul lor. Nu intră pe niciun alt loc. Doar își face prezența. Ce ne spune asta? Ce-ți spune asta? Asta îmi spune mie ceva. El e stăpân. Vine când vrea. El e Domnul. Vine când vrea la noi. El e Dumnezeul viu și adevărat. Și când se prezintă în mijlocul lor, deodată toți rămân uimiți. Rămân speriați unii. Unii zic că nu este adevărat ce văd. Unii zic, nu este El. Și atunci Domnul Iisus Hristos face un gest frumos. Își ridică palmele și le arată semnul cu ele. Probabil că în momentul acela când unii nu credeau, Domnul Iisus Hristos, probabil, zicem și noi așa, face puțin așa pe la capul lui și aici, la cap, să văd ce? Urmele spinilor. Probabil că unii nu cred și spune, pune mâna la coastă. Uite-te la semne. Te întreb în seara asta. Îl mai vezi pe Domnul în felul ăsta? Îl mai vezi pe Domnul ca Cel care a murit și a înviat pentru tine? Să-ți dea un viitor? Să-ți dea speranță? Îl mai vedem așa? Și deodată toți oamenii de acolo
rămân marcați, rămân uimiți și zic în acel moment, poate într-un glas, Tu ești Domnul nostru. Și asta m-a bucurat. Mă gândesc că în această seară cuvântul Domnului v-a ajutat pe voi, nu numai ce am predicat eu. Eu doar v-am îndemnat. La ce mai zic și frații mei, bănuiesc că cuvântul lui Dumnezeu te-a ajutat și te va ajuta mai departe să vezi că în viața ta întotdeauna Domnul Iisus Hristos e acolo ca să te îndrumă corect unde trebuie să mergi. Dacă te-ai dus spre Emaus, Domnul se coboară la tine să spune întoarce-te la Ierusalim. Dacă te-ai dus pe drumul descurajării, dacă te-ai dus pe drumul oboselii, dacă te-ai dus pe drumul faptului că nu mai poți să faci nimic, că nu mai reușești să ieși din încercarea aia, Domnul se coboară la tine ca să-ți dea cumva o direcție clară și să te ajută să mergi mai departe. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe toți și să ne ajută Bunul Dumnezeu ca cuvintele care le-am auzit, care le-am ascultat, să le punem pe inimă. Amin. Că dacă le punem pe inimă, frați și surori, le vom trăi și vom ajunge în cer cu Dumnezeu. Amin. Amin.